Primăria municipiului Târgoviște acordă scutiri de taxe și impozite pentru anumite categorii de contribuabili. Și în anul 2017, târgoviștenii cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe țară pot fi scutiți de la plata impozitului pe clădirea de locuit. Anunțul a fost făcut de primarul Cristian Stan, care a susținut o conferință de presă alături de viceprimarii Carmen Holban și Cosmin Bozieru și city managerul Liviu Stoica. În ședința de Consiliu Local de vineri, din 25.11.2016, a fost aprobată hotărârea numărul 355. Această hotărâre, practic, vine să reia prevederile unei hotărâri asemănătoare adoptate în premieră anul trecut la nivelul municipiului Târgoviște și vizează procedurile de acordare a scutirii pentru impozitele locale în anul 2017. Și aș dori să menționez cu titlul de exemplu cele mai importante prevederi ale acestei hotărâri. Și anume, a fost aprobată procedura de acordare a scutirii pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, sau constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. Astfel, nu se datorează impozit pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau proprietatea persoanelor căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară, ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. De menționat că această scutire se acordă doar persoanelor care nu dețin și alte proprietăți imobiliare, cu excepția celor dobândite prin moștenire, prin succesiune. Scutirea de impozit se acordă pe bază de cerere, care se depune la Serviciul Taxe și Impozite. Avem și un model de cerere și pe baza unor documente justificative, și anume copie carte de identitate, copie act de proprietate, adeverințe de venituri, cupon de pensie sau orice alte documente justificative din care să rezulte venituri lunare realizate în anul depunerii cererii. Această facilitate a fost acordată și în anul 2016, iar numărul solicitărilor a fost de 600.